Anastasia, cu cine a rămas acasă, cu mama sau cu soțul? Cu tatăl ei a rămas. Florin, nu prea e monden? Nu-i plac evenimentele, dar nu pentru că nu s-ar simți bine, ci pur și simplu consideră că ar trebui să mă lasă, să mă lasă pe mine să-mi fac treaba așa cum știu eu și să nu intervină el. Dar se descurcă bine cu Anastasia sau întâmpină și el greutăți? N-avem probleme, n-avem probleme. Știe să facă absolut tot. O schimbă, îi dă să mănânce? Da, da, da. O adoarme? Deci e bine că nu e dependentă de tine. Nu, nu, nu. Să știi că atunci când mă vede că plec, plânge și e supărată. Adică vrea să stea numai cu mine când sunt eu. Dar ulterior, când uită că am plecat, se înțeleg foarte bine, n-au probleme. Vorbește-mi un pic despre outfit-ul tău. Mi se pare că s-ai schimbat așa ușor stilul de când ești mămică. Ai stilist? Sunt ideile tale? Aveam un stilist și înainte, am și acum, dar poate cu... știi, cu rolul de mămică, cred că m-am maturizat poate sau sunt mai asumată, nu știu. Nu știu ce aș putea să zic. Cred că asta ar putea, asta ar putea fi. Mă uitam că, deși ai doar 23 de ani, ai realizat foarte multe lucruri până la vârsta asta. Ți-ai imaginat vreodată că o să fii o mamă atât de tânără? Mai îmi doream din inimă să am copil de tânără. Se pare că am și reușit, dar asta pentru că am și avut noroc să găsesc persoana potrivită. Cred că, în primul rând, atunci când te decizi să aduci pe lume un bebeluș, trebuie să fii cu persoana potrivită ca să fiți în armonie. Care a fost momentul în care ți-ai dat seama că Florin este sufletul tău pereche? De la bun început, pentru că am avut încredere și nu m-am îndoit nicio secundă, niciun moment când eram alături de el. Adică mă simțeam sigură, știam că niciodată nu m-ar pune într-o situație în care să, nu știu, să mă facă să mă simt prost sau să mă părăsească, sau nu am avut niciodată sentimentul ăsta. Care a fost cea mai mare realizare pe care ai avut-o până acum pe plan profesional și ce mai îți dorești tu să ți se întâmple? Clar, anul ăsta m-am bucurat extraordinar de tare să deschid show-ul lui Maluma în București. Asta pentru mine a fost o realizare foarte, foarte mare. Întâlnirea pe care am avut-o din nou cu J Balvin, filmul Romina, în care sunt rol principal, colaborarea mea cu Global, sunt multe, sunt foarte multe. Legat de film, este prima ta experiență? Nu, este a doua, dar prima ca și rol principal. Cum a fost? Povestește-mi așa un pic de la filmări, cum a fost, cum ai resimțit tu lucrurile? Clar, greu, nu este ușor să fii actor, mai ales atunci când interpretezi un rol principal, așteptările sunt mari și clar, trebuie să muncești mult și eu zic că în final am făcut o treabă bună, sper să le placă la fel de mult și fanilor mei și oamenilor care mă urmăresc. Vom vedea în decembrie asta. Personajul, dăm detalii un pic despre personaj. Romina este un personaj clar pozitiv, dar nu este plictisitor, pentru că de obicei personajele bune sunt bune și cam atât. În schimb, ea are câteva situații în acest film care cred eu că vor surprinde publicul și ne vom da seama că pe cât este de bună, pe atât poate să joace pe degete oamenii și situațiile. Ai mers la casting pentru filmul ăsta sau ai fost invitat? Am fost invitată. Ai furat meseria așa de la alți actori de pe platourile de filmare sau ai primit sfaturi de la cineva? Eu fur în permanență de la oamenii care mă înconjoară și cred că asta m-a ajutat enorm de tare să învăț din fiecare câte puțin. Acum cât de bine fac unele lucruri, nu știu să zic, ar trebui să-ți spun alte persoane, dar eu cred că o să fiu o surpriză plăcută pentru public. Eu am urmat în liceu arta actorului, am atestatul în actorie, deci n-am fost neapărat aleasă așa.
așa întâmplător.